Hei, bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Nu știu dacă vouă v-a fost dor de noi, însă noi v-am simțit lipsa și pentru că am primit câteva mesaje de la voi în care m-ați întrebat ce activități mai fac împreună cu Sofia, am zis că ok, e cazul să filmez un video nou în care să vă arăt ce activități am mai făcut împreună cu ea. Cred că videoul va fi postat săptămâna următoare, așa că activitățile sunt făcute în decursul săptămânii trecute. Însă, da, am zis că merită să filmez, deoarece activitățile sunt destul de interesante. Sof, vrei să spui și tu bună dimineața, am uitat. Le spui și tu celor de pe YouTube ceva? Bună dimineața! Bună dimineața! M-am gândit săptămâna aceasta să vorbim despre persoanele care ne ajută și astăzi o să facem câteva activități despre pompier. Câteva activități interesante și inedite pe care, sincer, nu le-am mai făcut până acum. Sper să le încercați acasă și aștept mesajele de la voi să-mi spuneți cum a decurs și dacă v-ați distrat. Noi cu siguranță o să ne distrăm pentru că Sofia a fost dornică de activități și a tot cerut în ultima perioadă activități pentru că așa s-a obișnuit și mi se pare normal să îi îndeplinesc dorința. Sofie, ești nerăbdătoare? Da! Da! Începem? Da! Să începem! Și să începem cu prima activitate. Este o activitate de tip experiment. Activitate căreia Sofie îi place foarte mult și pentru că, bineînțeles, nu putem da foc casei pentru a-i arăta Sofiei cum izbucnește focul, m-am gândit să fac o activitate care include bicarbonatul de sodiu și oțetul. I-am mai printat aici pentru a-i face ca această activitate să fie cât mai aproape de realitate. I-am printat de pe Pinterest două imagini cu foc și fum și am pregătit aici două căni cu oțet și colorant alimentar roșu și galben. Nu știu cel galben dacă s-a diluat pentru că e un pic diferit. Și am pregătit-o pe Sofia aici, corespunzător. Sofie, ești nerăbdătoare? Da! Hai să începem! În care? Și în care vrei? O să vedem cum izbucnește. Ia să vedem! Și acum pe cel roșu? Da! Cum? Cum? Ia uite, cel roșu e și mai puternic. Ia uite ce foc roșu. Cum e? Acum, în mod real, dacă tu atingeai focul, te ardeai, nu? Da. Da. Între timp am adus și prințesele. De aia spune-mi tu, mami, când vezi că arde, ce facem? Stingem focul. Noi, când ne jucăm, stingem focul, dar în mod normal unde sunăm? La pompier. Și ce îi spunem? Arde. Arde, arde, veniți repede. Și el cu ce vine? Cu furtunul. Cu furtunul, vine cu o mașină de pompieri care are un furtun. Cum e furtunul? Moare. Lung, lung. Lung. Următoarea activitate este un joc de rol combinat cu activități matematice, de recunoaștere a numerelor, practic copilul trebuie să stingă focul. I-am făcut să fie un extintor mai mic, dintr-o sticlă cu pompiță, i-am lipit cu bandă scoș, bineînțeles, o foaie roșie și am scris extintor. Sunt foarte multe idei interesante pe Pinterest, asta e cea mai simplă. Am încercat să păstrez activitatea cât mai simplă, mă refer aici la pregătire. Și din hârtie colorată i-am făcut flăcări și le-am numerotat până la 10, le puteți numerota până la cât doriți dumneavoastră. Și practic îi voi spune Sofiei să stingă o anumită flacără. Este o activitate matematică, după cum v-am spus, de recunoașterea numerelor. Dar în gunoi. Da, dar în același timp și de recunoașterea culorilor, pentru că coloristica e diferită. Și până la urmă de a răspunde la comenzi, pentru că îi spuneți exact ce foc va trebui să stingă. Noi am făcut și o pălărie, am făcut o activitate separată, însă Sofia nu prea poate să o țină pe cap, se enervează și atunci că, bineînțeles, nu o vom folosi. Sofia, e pompierul? E gata? Ești pregătită? Da! Ok. Pe unde? Hai să stingi, te rog frumos, focul cu numărul 3.
Și o activitate și de dezvoltarea motricității, pentru că curge, nu e nimic, o să ștergem. E important să stingem focul, nu? Da. Focul cu numărul 10. Super. Focul cu numărul 7. Ia să vedem unde e 7, unde e 7. Copilul până la urmă trebuie să se concentreze pentru că sunt mama și culori diferite și destul de multe numere pentru vârsta asta. Acum puteți adapta această activitate vârstei copilului dumneavoastră. Focul cu numărul 8. Și acum stinge și focul cu numărul 2. Perfect, pompierule, ai făcut o treabă excelentă. Dar ia spuneam, cu ce ai stins tu focul? Cum se numește acesta? Extinctor. Extinctor. Pentru următoarea activitate m-am gândit să facem un lampion care are legătură cu focul. Și pentru această activitate aveți nevoie de un borcan sau de un pahar, de lipici alb. Bineînțeles, de o lumânare și de hârtie creponată în culorile focului, roșu, portocaliu, galben, dacă aveți. Eu nu am avut galben și am folosit acest roz. Le-am tăiat în pătrat și acum copilul practic o să trebuiască să pună lipici pe toată suprafața borcanului sau a paharului și apoi ulterior să lipească hârtia creponată. Sofie, ești gata? Da. Haide! Și bineînțeles un penson pentru că o să trebuiască aplicat lipiciu. Și o punem înăuntru. O să punem înăuntru, da. Puteți petrec. Întindem lipiciu peste tot. Și acum ca să nu se usuce, pe partea asta unde e întins lipiciu, pune hârtie. Hai. Este frumos să mă acoperit. Acoperit? Nu mai pot. Pe mai unde? Uite, chiar aici mai lipsește un pic. Am acoperit-o. Ia uite ce bine arată lampionul nostru. Ce mai lipsește acum? Lumânarea. Hai să o aprindem să vedem cum luminează lampionul nostru de foc. Și am aprins și lumânarea și e gata lampionul de foc. Ia uite. Cum ți se pare, Zău? Îți place? Da. Lampionul tău? Da. Ce culori vezi tu acolo? Portocaliu roșu. Portocaliu mult roșu. Ok. Și că ar trebui galben, dar e roz mai mult. Cum? Ce vrei să faci? Să sufl. Vrei să sufli? Da. Hai, suflă. Pentru următoarea activitate... Arde. O să facem un joc de rol. Dintr-o cutie de carton mai mare, i-am confecționat această mașinuță. Practic am pictat destul de mult la ea și după cum vedeți accesoriile și am adăugat furtunul de la un aspirator. Sofie, ești pompierul? Haide, eu o să te sun, da? Și avem aici o casă în flăcări pe care pompierul va trebui să o stingă.
spre final avem o activitate de limbaj. Am printat de pe Pinterest o fișă simplă în care vom repeta cuvinte care au legătură cu tema aleasă. Este o activitate foarte simplă, însă e foarte bună pentru dezvoltarea limbajului. O să profite faptul că le am și limba engleză și o să îi le spun și limba engleză, însă scopul meu este dezvoltarea vocabularului limbii române. Cu ce stinge pompierul focul când e mare? Furtunul. Cu furtunul. Hai, pune furtunul. Ok. Unde vrei tu? Nu contează, aici nu e o... Așa. Ce ai ales acolo? Extinctor. Îl folosești când focul e mic. Ce mai ai acolo? Este cizmulițe. Cizmulițe de protecție, sunt speciale. Și aici ce ai? Un foc. Un foc? Ce e asta? Un pompier. Mașină de pompieri. Spune mașină de pompieri. Cum spui? Fire truck, da. Ce mai ai? O scară. O scară. Super!